Băduț. Bună dimineața din nou. Vă spuneam de niște crânțănele delicioase pe care le putem savura atunci când privim la televizor. Mare atenție, aveți nevoie de puține ingrediente și vi le spun exact pe grame. Aveți nevoie de 300 de grame de făină, 50 de grame de zahăr, o linguriță de sare, o linguriță rasă de sare, 100 de grame de semințe de in, 100 de mililitri de apă și 100 de mililitri de ulei din floarea soarelui. Acestea sunt ingredientele, iar procedura este cât se poate de simplă, dragă Ramon. Ca întotdeauna și ca la orice preparat, substanțele uscate se amestecă, substanțele lichide de asemenea se amestecă. Începeți prin a pune pe foc apa împreună cu uleiul. În momentul când au dat în clocot, turnați compoziția imediat peste făina amestecată cu sarea, zahărul și semințele de in. Frământați totul cu ajutorul unei linguri, apoi pe măsură ce compoziția se răcește, o terminați de frământat, o lăsați la odihnă o oră sau chiar o oră și jumătate la frigider, asta înseamnă la 4 grade, după care cu ajutorul unui sucitor o întindeți în grosime de circa jumătate de centimetru, le coaceți apoi la 180 de grade, circa 15 minute, le lăsați să se răcească și vă auzi, bucurați de ele. Auzi, dar asta când îl pui, că nu l-ai pus? Poftim? Lemnul când îl pui, că n-ai zis lemnul, lasă, lemnul este pentru plating, pentru că va avea un plating absolut special. E scorțișoară, nu? E coajă de copac. Mănâncă coajă de copac să-ți treacă duhul aia. Pentru cei din țară care nu știți ce înseamnă sucitor, așa îi se spunea colegului meu Răzvan în liceu, sucitorul de minți.